Un șofer băut s-a izbit cu mașina într-un stâlp și apoi a intrat în gardul unei locuințe din Podcoava. În urma incidentului, șoferul a fost rănit și a ajuns la spital. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 54 de ani din localitatea Podcoava, în timp ce conducea autoturismul pe raza orașului Podcoava, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând într-un stâlp de electricitate. Fiind testat cu aparatul alcool test, în cazul conducătorului auto a rezultat o concentrație de 0,50 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pompierii Smurd, Scornicești și un echipaj de la serviciul de ambulanță Olt au intervenit la fața locului. În accident a fost implicat un singur autoturism în care se afla doar șoferul. La sosirea echipajelor medicale, autoturismul se afla în afara părții carosabile, iar șoferul în afara acestuia. A fost preluat de echipajele medicale conștient, cu plagă de aproximativ 10 cm la nivel frontal, a fost asistat medical la fața locului și transportat la spitalul din Slatina. În urma accidentului, polițiștii efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.